Limba moldovenească. După 20 de ani, moldovenii vorbesc oficial românește. Judecătorii constituționali au hotărât joi că textul din declarația de independență prevalează textul din Constituție. Potrivit declarației de independență, limba română este limba de stat a Republicii Moldova. Profesorul Mugur Burcescu vede această decizie ca pe o victorie a forțelor anticomuniste. Este foarte important pentru că această hotărâre vine în întâmpinarea unei realități. Acolo se vorbește limba română. Și mai este important într-un alt motiv. Tot ce e rău pentru sovietici e bine pentru noi. Cât despre unirea României cu Republica Moldova, profesorul Mugur Burcescu spune că este nevoie de un plan bine stabilit înainte de realizarea unui pas atât de important. Da, putem să ne gândim la o unire, dar ea trebuie gândită foarte atent, pentru că s-ar putea să ne pară bine la început și după aia să regretăm de ambele părți. Deci nu știm în ce condiții, nu știm dacă e avantajos și economic. Așa, ca simbolic vorbind, da, toată lumea vrea să se unească. Dar lucrurile nu se fac de azi pe mâine și mai ales nu se fac negândit. Decizia Curții Constituționale este definitivă și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.